a fost șocat de țipetele și de urletele ce se auzeau acolo toată noaptea, spunea el la televizor în emisiunea sa. Deci chiar și în închisorile de pe pământ oamenii urlă, atunci cu cât mai mult vor face ei asta în iad? În Iov 18 cu 14 se spune că ile stricate ale omului care îl respinge pe Domnul, îl vor duce spre regele terorilor. Și diavolul este în mod sigur rege al terorii. 5. Afară din celulă Acum că eram afară din celulă, am privit într-o direcție. Și cum mă uitam în acea direcție, am văzut flăcări de foc la aproximativ 15 km de mine. Am știut că erau 15 km și acolo era o groapă cu foc de circa 5 km. Flăcările luminau până sus, suficient ca să vezi tot râmul iadului. Întunericul era atât de dens încât acesta înghițea orice urmă de lumină, dar era totuși suficientă cât să mai vezi până la linia orizontului. Acolo totul este maro, atmosfera este dezolantă. Nici urmă de iarbă, de frunză verde sau de ceva care să sugereze vreo urmă de viață. Ci numai pietre și mizerie, și un cer negru cu mult fum ce se înalță în sus, și flăcări de foc uriașe ce se ridică în sus, atât cât să poți vedea ce este acolo. În scriptură, în Deuteronom 29 cu 23, se spune, punct, 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 întregul ținut este pucioasă, sare și pârjol unde nu va fi nici sămânță, nici rod și nici iarbă care să mai crească. Punct în iad nu există nici urmă de viață. Este așa de ciudat să fii într-o lume în care nu există viață, așa cum ne bucurăm noi de ea aici pe pământ. Aici sunt pomi, aer proaspăt, este viață pretutindeni. Acolo însă nimic din toate acestea. Acolo totul e surd și fără viață. Despre căldură am mai vorbit. Căldura din iad este atât de insuportabilă încât nici nu o pot descrie. În Deuteronom 32 cu 22 se spune: Vei fi înghițit și de. de flăcări mistuitoare. Virgulă în iuda 7: Vei suferi focul ce Peșnic virgulă, iar în psalmi 11 cu 6, punct, 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 va ploa cu cărbuni în cinci, foc și pucioasă. Punct. Asta se întâmplă în iad, acolo este atât de cald. Toate aceste lucruri ar trebui să te omoare, dar acolo nu mor, ci trebuie să înduri toate aceste chinuri fără încetare. Am vrut să am puțină liniște și să scap de țipetele și urletele de acolo. Așa cum ai dori de exemplu să mergi seara acasă după o zi grea de lucru ca să ai puțină liniște interioară. În iad însă, trebuie să înduri petele și chinurile de acolo de care niciodată nu ai cum să scapi. Niciodată. În Isaia 57 cu 21 se spune, cei răi, acolo nu au pace, zice Dumnezeul meu. Un alt lucru cumplit în iad este că acolo ești dezbrăcat și gol. Iată încă un lucru pe care trebuie să-l înduri acolo, rușina. Și în scriptură se vorbește despre rușine. Ezechiel 32 cu 24 spune, punct, punct, punct rușina ce o poartă cu ei în groapă. Virgula Iov 26 cu 6. Punct, 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 iadul este descoperit în fața lui și distrugerile nu au acoperire. Punct, asta înseamnă că Dumnezeu poate să vadă și în iad. El poate să observe ce este acolo. În iad ești gol, iată încă o umilință pe care trebuie să o înduri acolo. În iad nu există deloc apă. Nu este apă sau umiditate în aerul de acolo. Aerul de acolo este atât de uscat încât devii disperat chiar și după o picătură de apă, după o singură picătură de apă. Cum spune și scriptura în Luca 16 cu 23 și 24 despre bogatul care era în iad și care punct 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 și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Araam și pe Lazar în sunul lui Avram și a strigat părinte Avraam, fieți milă de mine și trimite-l pe Lazar să-și moaie degetul în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în focul acesta. Și Avraam i-a răspuns, fiule, aduți aminte că. Și a continuat apoi să-i vorbească de frații lui. Dar bogatul a vrut doar ca Avram să-și moaie degetul în apă ca să primească o picătură de apă. Asta ar fi fost de mare preț acolo pentru el. O singură picătură. Dar acolo nu vei primi niciodată apă, nici măcar o picătură. Este foarte greu să-ți imaginezi cât de uscată îți este gura acolo. Dacă vă puteți imagina un maraton prin deșertul de atvalei de la noi, fără să ai apă, dar să trebuiască să stai acolo zile întregi în mediul acela uscat și torid. Devii disperat chiar și după o picătură de apă. Biblia spune în Zaharia 9 cu 11, punct, 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 prin și de război din gropa în care nu este apă. Un alt lucru pe care Scriptura mi l-a descoperit, Luca 16 cu 26, este că între Rai și Iad este o prăpastie uriașă. Bogatul din Iad l-a văzut pe Avraam deși el era la mare distanță în mod normal cum ar fi putut să-l recunoască el pe Lazar sau pe Avraam dacă nu i-a văzut niciodată, iar apoi să-i vadă la așa o depărtare mare, nu ar fi putut să-și dea seama cine -i erau. Dar în iad și în lumea spirituală sunt anumite lucruri pe care pur și simplu le știi, le cunoști și le înțelegi atunci pe loc. 6. Închis din nou și eliberat. Apoi, unul din demonii de acolo a pus mâna pe mine, m-a tras înapoi în celulă și a început din nou să mă chinuie. Dar despre asta nu-mi place să vorbesc pentru că nu aș vrea să mai retrăiesc chinul pe care l-am trăit atunci. Aceștia au vrut să mi zdrobească craniul, unul din demoni m-a apucat și a încercat să mi zdrobească capul atunci am urlat și am implorat milă, dar acolo nu există milă. În acest timp, fiecare din ei m-a apucat de o mâini și de picioare vrând să-mi smulgă mâinile și picioarele. Mi-am zis atunci că asta nu mai pot îndura, nu mai pot, este prea mult. Atunci, dintr-o dată ceva m-a apucat brusc și m-a scos afară din celulă. Acum știu că a fost Domnul Isus. Dar atunci nu știam asta. Eu eram acolo ca suflet nemântuit, așa că nu cunoșteam lucrurile acestea. Eu am mers acolo ca și cum nu l-aș fi acceptat niciodată pe Domnul Isus. 7. Iazul de foc. Apoi, am fost pus lângă focul acela pe care îl văzusem de la distanța aceea de 15 km. Stăteam lângă groapa cu foc și mă aflam sub o peșteră o peșteră uriașă cu un tunel ce ducea în sus de-a lungul acestei gropi cu foc am putut să văd în ea suficient de bine printre flăcări trupuri și oameni care ardeau acolo și care țipau focul de acolo îi ardeau și țipau de acolo după îndurare știu că nu mi-am dorit să merg acolo durerea pe care o înduram deja era și așa prea mult pentru mine dar căldura și focul ce îl vedeam acolo erau și mai rele. Acei oameni implorau să fie scoși afară din groapă, numai că la marginea și de jur împrejurul ei erau aceste creaturi demonice uriașe, și pe măsură ce oamenii se târau și încercau să iasă afară din ea, aceștia erau împinși înapoi în foc de acești demoni care nu le permiteau să iasă afară. Mă gândeam atunci că, Locul acesta este atât de oribil, atât de oribil și de înfiorător. Și acolo toate ți se întâmplă în același timp: îți este sete, îți este foame și ești extenuat. Și încă ceva. În iad, nu poți să dormi. Ai și acolo nevoie de somn, așa cum ai și aici nevoie. Trupul tău are nevoie de odihnă. În Apocalipsa 14 cu 11 se spune, și fumul chinului lor se suie în sus un vecii vecilor și ei nu au odihnă nici ziua, nici noaptea. Acolo niciodată nu poți să dormi. Vă puteți imagina cum este asta, să nu dormi niciodată. Acum din nou despre apă. În Zaharia 9 cu 11, Punct, 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 prin și de război din gropa în care nu este apă. În iad nu există apă. Am știut că iadul este localizat în centrul pământului. Acolo se află, în centrul pământului. Am înțeles că acesta era la 6.000 km adâncime sub pământ. Noi știm că Pământul are un diametru de circa 13,000 km, așa că jumătatea distanței ar fi 6500 km, iar eu am fost în adâncuri la circa 6000 km. În FSN 4 cu 9 se arată că, punctul s-a coborât în părțile de jos ale Pământului. În numărul 16 cu 32 și 33 se spune, pământul și-a deschis gura și i-au înghițit și ei au coborut de vie în groapă și pământul i-a acoperit de tot. Acolo se află iadul acum. Mai târziu spune Biblia, iadul și moartea vor fi aruncate în iazul cu foc în ceasul întunericului. Dar asta se va întâmpla după ziua a judecății. Acum însă iadul și moartea sunt în centrul pământului. 8. Demonii înlănțuiți, mă aflam așadar la marginea acestei gropi uriașe cu foc și am văzut aici pe toți acești demoni aliniați acolo lângă pereți. Aceștia erau de toate mărimile și formele, tot felul de creaturi diforme și urâte ce se pot imagina, erau deformate și contorsionate, erau mici și mari, erau păianușeni uriași, șobolani, șerpi și viermi oribili. Biblia vorbește în Isaia 14 cu 11 despre... viermii care te vor acoperi acolo. Acolo sunt tot felul de creaturi îngrozitoare peste tot și ele par să fie în lansuri fixate de pereți. Și mă întrebam, oare de ce sunt toate legate în lansuri de acei pereți? Nu am înțeles asta. Dar în scriptură este un pasaj despre lucrul acesta care spune în Iuda 6 că îngerii care nu și-au păstrat vrednicia ci și-au părăsit locuința, Domnul i-a păstrat puși în lanțuri veșnice în întuneric pentru judecata zilei celei mari. Deci poate că eu asta am văzut, nu știu, dar asta părea să fie. M-am bucurat că acești demoni erau legați și că ei nu puteau să ajungă la mine, pentru că ei mă urau foarte mult cu toții. Acesta era un alt lucru pe care nu îl înțelegeam, anume că toate aceste creaturi aveau o ură imensă pentru oameni. Așa că am fost bucuros că erau legate în lanțuri de pereți. Am început să urc și să ies din această groapă, din acest tunel, și să las în urmă flăcările acelea mistuitoare, și totul a devenit mai întunecat. Dar puteam totuși să-i văd pe toți acești demoni care erau acolo legați de-a lungul acelor ziduri. Aceștia aveau o putere imensă, și mă gândeam atunci că cine s-ar putea pune cu aceste creaturi. Nimeni nu se putea lupta cu ele. Și frica, frica de care eram acolo cuprins era atât de copleșitoare încât simțeam că pur și simplu nu o mai pot îndura sau tolera lucrul cel mai rău în iad, mai rău chiar decât chinurile de acolo și toate celelalte lucruri era cam înțeles că, în primul rând aici pe pământ există viață și oamenii aici, cei mai mulți dintre ei, idee nu au că această lume a iadului chiar există cu adevărat. Ei nici măcar nu știu că acolo există o lume reală în care sunt miliarde și miliarde de oameni care suferă și care imploră pentru a li se da cel puțin o șansă pentru a ieși afară de acolo, dar ei nu vor avea niciodată șansa de a ieși de acolo. Și ei sunt furioși pe ei înșiși pentru că nu au profitat de ocazia de a-l accepta pe Isus, și că ei erau acum blocați acolo pe vecie. Acesta este lucrul cel mai îngrozitor în legătură cu iadul, faptul că nu mai există absolut nicio speranță.